Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune în 2020. 2020, anul bilanțului, 2020 în care se pun cap la cap toate realizările, se pun cap la cap toate proiectele care urmează să fie făcute în perioada care va genera o dezvoltare deosebită a zonei Țării Făgărașului. Ciclul nostru de emisiuni începe cu primăria Făgăraș, începe cu primarul Făgărașului Gheorghe Sucaciu, căruia îi spunem bun venit. Bine ați venit în biroul primarului, bine ați venit la primăria municipiului Făgăraș și dacă tot suntem într-o primă emisiune la televiziunea noastră, vreau să spun și eu făgărășenilor la mulți ani și să aibă sănătate anul acesta, pentru că restul lucrurilor o să le putem gestiona foarte ușor. A fost o perioadă de 3 ani în care au fost realizări foarte multe proiecte. Aș vrea să discutăm despre 3 dintre ele, deoarece aceste 3 proiecte sunt semnate contractele de finanțare, deci practic ele mai urmează doar realizarea lor, dar faza în care sunt demonstrează faptul că ele există. Sunt cele 2 proiecte într-o valoare totală de cât, de ce sumă? Sunt 3 proiecte de aproximativ 10 milioane de euro fiecare proiect. Fiecare proiect în total 30 de milioane de euro, aproximativ. Da. Este modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș, al doilea modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Făgăraș și modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Făgăraș. De ce le-am discutat, vreau să le luăm în calcul pe toate cele 3? Pentru că ele se interconectează. Deoarece același obiectiv care este prevăzut specific al proiectului se regăsește și într-un proiect și în altul, doar pe altă porțiune. Ce reprezintă aceste 3 proiecte într-o primă fază, să zicem? Da, după cum bine am și spus la începutul anului 2000, la începutul mandatului, singura șansa noastră pentru a ne dezvolta infrastructura în municipiul Făgăraș este aceea de a atrage fonduri externe, că ele sunt fonduri nerambursabile, că sunt fonduri atrase dintr-un credit, că sunt fonduri atrase de la guvern sau de la altă entitate care de la un finanțator, aceasta este singura noastră șansă. Astăzi discutăm de 3 proiecte, 3 contracte deja semnate, pe care ele au fost incluse în planul de mobilitate al municipiului Făgăraș și aș vrea să explicăm puțin ce înseamnă acest lucru. Da, sună pompos planul de mobilitate. Haideți să dăm explicații foarte clare pentru cetățenii Făgărașului, pentru că vor fi niște lucrări, va fi o perioadă în care Făgărașul va fi din nou răbășit, ne amintim de anii trecuți când s-a făcut acea rețea de schimbare a conductelor de apă canal și a ieșit ce a ieșit și ar trebui să le exemplificăm, să le luăm pe fiecare în parte. Da, tendința europeană, mai ales în orașele unde aglomerația este foarte mare, este de a transforma mobilitatea din mobilitatea cu autoturismul personal în mobilitatea pe bicicletă pietonală și mobilitatea cu autovehicule sau cu transport în comun care electrice, de exemplu, sau autovehicule hibride. Noi am optat în aceste proiecte ca mobilitatea cetățenilor din Făgăraș să se facă cu transport în comun cu automobile, cu autobuze electrice. Am mai optat ca în Făgăraș mobilitatea pe jos să se facă pe trotuare bine amenajate și cu biciclete. De ce vorbim de această mobilitate? Poluarea, știți foarte bine, în lume deja prinde un contur destul de și procente destul de mari. Și atunci noi trebuie să ne
redimensionăm capacitatea de mobilitate a noastră a cetățenilor, să facem în așa fel încât, și vedeți foarte bine că într-o familie, dacă nu există o mașină într-o familie, în cealaltă familie există două, trei mașini, iar poluarea este foarte mare. Cea mai mare poluare în lume este produsă de autovehicule, autovehicule motorizate. De ce vorbim, de ce trebuie să vorbim de trei proiecte? Poate spațiul emisiunii de astăzi nu ne ajunge, dar aceste trei proiecte sunt interconectate. Și vorbim de trei culoare în municipiul Făgăraș, trei culoare de mobilitate și de transport în comun, iar fiecare proiect avea un maxim de 10 milioane de euro cu care putea fi finanțat. Și atunci am optat ca tot ce aveam noi suficient de dotat și de realizat infrastructură în municipiul Făgăraș, să-l realizăm în aceste trei proiecte interconectate unul cu celălalt. Nu a fost foarte ușor, dar am reușit ca într-o perioadă de 2 ani și jumătate, aproape 3 ani de zile, de când am început aceste documentații și de când am depus cererea de finanțare, să demonstrăm că toate aceste proiecte sunt foarte bine interconectate și iar finanțatorul să ne dea această finanțare. Așa este, mai concret, haideți să o luăm. În cadrul celor trei proiecte vor fi achiziționate un număr de autobuze. Autobuze electrice. Da. Ca infrastructură, haideți să enumerăm puțin ce cuprinde aceste proiecte și vorbim în principiu de infrastructura mare și de dotările în valoare mai mare. Avem pe unul din proiecte, de fapt pe toate trei proiectele achiziționăm pe un proiect un autobuz, pe un proiect trei autobuze, iar pe alt proiect 6 autobuze, în total 10 autobuze. Pe unul din proiecte realizăm centrul de comandă, autobaza, unde autobuzele vor fi garate, făcută mentenanța și unde vor fi și stațiile de încărcare, pentru că aceste autobuzele au nevoie de stații de încărcare conectate la rețeaua electrică. Unde va fi acea autobază, concret? Da. Haideți să... Da, toate aceste dotări au nevoie de infrastructură rutieră. Vreau să enumăr puțin toate dotările în principiu și pe urmă să intrăm în infrastructura necesară pentru aceste dotări. Da, centrul de comandă și autobaza va fi realizată la fostul abator de pe strada Libertății. Dacă mergeți acum acolo, veți vedea că abatorul a fost curățat, toată zona respectivă. Fostul abator a fost expropiat de către primăria Făgăraș acum 2 ani de zile, având nevoie de acea suprafață de aproximativ 1 hectar. Strada Libertății va veni reabilitată și se va conecta cu Bulevardul Unirii. Vreau să le spun telespectatorilor că pe ecran slide-urile care le văd în acest moment și sunt cu proiecțiile pentru cum va arăta Făgărașul după realizarea acestui proiect. Da, sunt randări ale proiectului suprapuse pe teren în momentul de față. Vom avea ca și dotare aproximativ 225 de biciclete, vom avea stații de închiriere a acestor biciclete, vor fi realizați metri liniari și metri pătrați pe toate aceste culoare de piste de biciclete, pentru că nu ai cum să cumperi biciclete, să le închiriezi și nu ai infrastructura pentru aceste biciclete și nu te finanțează finanțatorul dacă nu ai și pistele de biciclete. Pistele de biciclete vor fi pe un singur sens de mers de lățime de 1 metru, pe două sensuri de 1,5 metri, iar pe dublu sens de 2 metri, în funcție de infrastructura, în funcție de suprafața care avem la dispoziție pe fiecare stradă. Străzile care vor fi reabilitate
în această, nu neapărat străzile, infrastructura necesară pentru această mobilitate în municipiul Făgăraș. Vorbim de strada Tăbăcari până la Casa de Cultură, iar după Casa de Cultură se va interconecta strada Tăbăcari cu Bulevardul Unirii. Acolo va fi un sens giratoriu mare. Între bloc și Casa de Cultură se va face o stradă care va face legătura cu strada Tăbăcari? Da. După Casa de Cultură se va face stânga pe strada Tăbăcari, iar toate autovehiculele, pe acolo este un traseu de autobuz, vor face dreapta, partea stângă va fi închisă, va fi creată o piațetă până între Catedrală, Casa de Cultură și Cetate. Va mai fi o piațetă aici în fața primăriei. Vor fi suprafețe foarte mari de spații verzi. Vom crea mult mai multe spații verzi decât avem în momentul de față. Va fi o zonă... Și spațiile verzi vor fi create prin proiect. Prin proiect. Este da, vor fi, proiect. Vor fi mii de metri pătrați crease prin proiect. Va fi o zonă vie unde cetățenii municipiului Făgăraș și implicit turiștii vor avea așa o zonă unde să socializeze, unde ca toate piațetele din municipiile din sau orașele din România și nu numai, am luat exemple și din orașele din Europa, orașe am luat exemple și am introdus în documentații. Pe urmă, va fi reabilitată toată strada Libertății de la centrul de comandă, de la fostul abator, ne vom interconecta cu Bulevardul Unirii, de la sensul giratoriu de la Titu Perțea până la Kaufland va fi reabilitat tot bulevardul cu bandă dedicată pentru autobuz, bandă pentru autovehicule, spații verzi, trotuare, piste de biciclete. Strada Mihai Viteazu va fi reabilitată în totalitate și va fi reabilitată cu elemente cu piatră cubică, cu plăci și din granit. Sunt prinse în proiect. Va fi reabilitată deoarece se află lângă cetatea Făgărașului, este Mihai Viteazu, și trebuie să fie în ambientalul arhitectural al cetății. Al cetății, corect. Toată promenada din jurul cetății va fi reabilitată cu piatră cubică și cu elemente care sunt impuse și de Ministerul Culturii. Strada Nicolae Bălcescu va fi reabilitată, strada Mihai Eminescu va fi reabilitată, strada Doamna Stanca, vorbind de Doamna Stanca de la poliție, va fi reabilitată. Exact, exact. Bulevardul Unirii și strada Tăbăcari, continuare, v-am explicat până la Kaufland. Strada Octavian Paler, 13 decembrie, strada Hurezului și cele două artere din șoseaua Combinatului. Pe lângă aceste străzi vor fi construite de-a lungul străzilor, acolo unde nu sunt trotuare, vom face trotuare noi, iar pe toate aceste străzi vom avea pe o parte și pe cealaltă piste de bicicletă. Deci, practic, o stradă în proiecția dumneavoastră și în proiecția acestui proiect, proiect, da, ar avea ca și culoare de la bloc. Ar fi trotuarul pietonal pentru oameni, după aceea spațiu pentru biciclete. Ați uitat de spațiu verde de la bloc. Spațiu verde. După aceea spațiu pentru autobuzele electrice. Da, da. După aceea spațiu pentru mașinile, cele două sensuri de mers. Da. Și pe partea cealaltă, la fel, spațiu special pentru autobuzul electric, biciclete. Spațiu verde, biciclete și trotuarul pentru oameni. Spuneați dumneavoastră că acest culoar practic pornește de la Kaufland și are continuitate într-o proiecție nouă față de ce este până acum și va ajunge până în Combinat. Până în Combinat, pe urmă pe șoseaua Orezului, până la fabrica de pulberi.
chiar și șoseaua Hurezului se duce până în, practic, da, până în Hurez, până în satul Hurez. Păi până la limita unde avem noi ca și zona administrativă și proprietate. Bun, acum haide să recapitulăm. Deci vor fi achiziționate prin proiect un număr de câte autobuze? 10 autobuze electrice. 10 autobuze electrice. Aproximativ 225 de biciclete și biciclete normale și biciclete electrice. Vom avea 21 de stații de autobuz moderne, vom avea sistem de încasare și taxare a biletelor de autobuz, vom avea sistem de închiriere a bicicletelor, vom avea soft de gestionare al transportului în comun în municipiu, de, sistem de management al traficului. Am spus, vom avea 21 de stații de 21 de stații de autobuz, de autobuz moderne. Noi sau modernizate? Sunt acum câteva. Noi, care vor fi conectate la sistemul de management al traficului. Și atunci vom ști exact în fiecare minut pe unde este autobuzul și dacă întârzie sau dacă nu întârzie și în cât timp ajunge în stație. Da, vom avea 10 sisteme de semaforizare inteligentă, pentru că vom avea nevoie de acest lucru. Practic nu o să mai fim orașul cu un singur semafor. Da, semaforizare inteligentă pentru a decongestiona traficul. Vom reabilita pasajul de la Big. De la Big. Acolo în ce va consta această reabilitare? Deci el va fi reabilitat și se va traversa dintr-o parte în cealaltă, evitând și desfințând trecerile de pieton, unele care chiar încurcă traficul și ne încurcă pe noi ca pietoni. Da, studiind obiectivele prevăzute în proiect, ele trebuie să spunem telespectatorilor că se află afișate și pe site-ul primăriei, da, de acolo le-am luat. Va dispărea tot ce este construcție supraterană la acel pasaj subteran de la Big, nu? Sau va fi modernizată. Ceea ce este acum acolo va dispărea, asta e. Da, va fi modernizat, vom avea intrarea și ieșirea. Intrările vor fi acoperite pentru a evita anumite accidente, dacă plouă, să nu fie îngheți, dar ele vor fi modernizate. În momentul de față, după ce le-am expropriat, am curățat zona și am închis intrarea și ieșirea în pasaj pentru a nu a evita anumite situații neplăcute, ca cineva să intre acolo și să fie vreun accident. Deci, practic, de la între cetate, Casa de Cultură și catedrală, va fi un spațiu pietonal. Va fi o piațetă mare cu elemente foarte multe de a ne petrece timpul liber și cu foarte mult spațiu verde. Spațiu verde, o tignă și ceva asemănător cu Piața Sfatului din... Ceva asemănător, dar eu am optat pentru un spațiu verde mult mai mare, cu foarte mulți pomi, cu zone de spațiu verde unde să avem, nu, și cu fântână arteziană, adică un spațiu verde unde poți să-ți petrești foarte multe ore stând în zona respectivă. Și în fața primăriei la fel. În parcul acesta din fața primăriei și el va fi... Exact, nu va fi scos niciun pom, ci vom adăuga și vom îmbunătăți părculețul cu pomișor și spațiu verde. Care vor fi beneficiarii în direcția proiectului? Pentru că cineva trebuie să-l execute, cineva trebuie să beneficieze de această modernizare, lăsând populația Făgărașului și, eu știu, pasagerii ai transportului în comun și așa mai departe, cei care sunt beneficiari direcți. Dar operatorul de transport, firmele din zonă, care este plus valoarea din punct de vedere economic pe care o aduce un asemenea proiect în municipiul Făgăraș? În primul rând, toată infrastructura pe care noi o să o realizăm în municipiul Făgăraș prin aceste trei proiecte, dar mai avem în sumă de aproximativ 35 de milioane de euro semnate contracte în momentul ăsta pe alte proiecte în valoare mai mică, de câte 5 milioane de euro fiecare aproximativ. Este o infrastructură turistică. Iar această infrastructură turistică este și plăcută nouă cetățenilor care o vom folosi, dar beneficiarii
acestei infrastructuri și turiștilor care o să vină în municipiul Făgăraș vor fi operatorii de turism. Beneficiarii indirecți acestor turiști, să spunem așa, vor fi magazinele, cei care, comercianții care nu se pregătesc pentru a aduce marfă pentru turiști. Ei se pregătesc pentru a aduce marfă pentru cetățenii municipiului Făgăraș. Dar venind turiști mai mulți, dumneavoastră mergeți turist în Oradea, de exemplu, intrați la magazin să cumpărați ceva, intrați la farmacie să cumpărați ceva. Deci beneficiari sunt foarte mulți din, în urma implementării acestor proiecte. În primul rând, în urma implementării acestor proiecte, numărul turiștilor o să crească foarte mult, o să crească numărul turiștilor. Noi mai implementăm și proiectul de modernizare a reabilitării cetății Făgăraș. Avem un proiect de 5 milioane de euro. Și acest segment de turism în municipiul Făgăraș va crește foarte mult. Avem un termen de finalizare 2023 la unul dintre ele și la două dintre cele trei proiecte și la unul avem 2022. În acest moment, stadiul de implementare al proiectului este semnarea contractului de finanțare și începerea procedurilor pentru dosarele de achiziții, să zic. Pentru că da, mă gândesc că sunt foarte multe dosare de achiziții, având în vedere că este o lucrare atât de mare. Spuneți-mi, lăsăm o parte acest termen de 2022, care este stabilit prin proiect. Ca de fiecare dată, cel puțin nu doar în ultima perioadă, cam zic ca de fiecare dată, intervin probleme la procedurile de licitații, gen contestări de licitații și așa mai departe. Spuneți-mi, când este termenul maxim, chiar după, dacă o să faceți toate prelungirile pe care vi le permite proiectul, să zicem? Știți? La fiecare proiect mai putem prelungi câte 2 ani de zile. Deci, practic, în 2027, indiferent și doar dacă nu cade o bombă să distrugă, Făgărașul va arăta așa. În 2025 Făgărașul va arăta maxim așa. 2025. Da, maxim. Noi ne vom grăbi, bineînțeles, ca să implementăm aceste proiecte, mai ales că suntem între ghilimele presați să mergem cât mai repede, să facem cereri de plată, să atragem banii europeni și, după câte văd, avem și ajutorul instituțiilor în acest sens. Dar fiind proiecte destul de mari, complexe, proiecte integrate cu foarte multe elemente, la fiecare proiect avem între 13 și 15 achiziții. Noi am ajuns până în momentul de față în jur de la numărul 6-7 achiziții pe fiecare proiect. După ce trecem de achiziția proiectare plus execuție, toate celelalte achiziții o să meargă mult mai repede. Dar să ajungem în faza respectivă și să dăm drumul la lucrări. Probabil o proiectare va dura câteva luni de zile și, pe urmă, vom da drumul la lucrări. Va fi foarte greu pentru noi și va trebui foarte bine să ne corelăm și să corelăm toate aceste investiții, pentru că la fiecare investiție avem, la fiecare proiect avem nevoie de cofinanțare, avem nevoie să corelăm și alte proiecte cu aceste proiecte. Vă dau un exemplu. Pe strada Octavian Paler sau pe strada 13 decembrie, pe lângă proiectul ăsta de care noi vorbim, mai avem încă 2 proiecte. Un proiect de modernizare a carosabilului, de exemplu, și un proiect de modernizare a iluminatului public. Știți foarte bine că am terminat licitația pe acel proiect și noi vom intra aproape pe fiecare stradă, avem cel puțin 2 proiecte. Și trebuie să, atât de bine trebuie să le corelăm, ca proiectele să nu pățim ceea ce spuneți noastră a pățit Făgărașul în 2015. Trebuie să organizăm aceste șantiere în așa fel încât să deranjăm cât mai puțin. Și după cum ați văzut, sunt șantiere în Făgăraș, dar ele sunt organizate în așa fel încât dacă de pe zi pe alta
nu se face curățenie, a doua zi se ridică autorizația de construcție, iar constructorii trebuie să vină la discuții, să, dacă nu se pun în regulă, atunci le anulăm autorizația de construcție, indiferent de unde vin ei, din ce sector, electric, gaz, infrastructură, nu facem rabat la nimic. Este în regulă, dar aveți capacitate umană care are primăria capacitatea umană să acopere toate aceste proiecte. Știți, există temerea că, la fel ca în 2015, se pierd lucrurile de sub control. Nu mai există un control asupra șantierelor, nu mai există un control asupra execuției lucrărilor și atunci se dă totul peste cap. Să nu existe, pentru că am organizat în primărie compartiment pentru proiecte și compartiment de investiții. În următoare perioadă mai scoatem la concurs cel puțin două posturi pentru a găsi ingineri în compartimentul investiții, având personal destul de puțin și deja încep să îi depășească situațiile de urmărire a proiectelor. Și atunci mai bine ne pregătim din timp, mai scoatem două posturi la concurs pentru a avea personal să urmărească aceste lucrări. Și eu urmăresc îndeaproape compartimentul investiții, iar când, știți foarte bine, când plec de la primărie sau când vin la primărie în fiecare dimineață și seară, verific și știu exact ce s-a întâmplat în acea zi. De unde preconizați, nu știu dacă este întrebarea cea mai potrivită, dar de unde preconizați să începeți lucrările? Sigur, îmi veți răspunde, odată dosarul de achiziții aprobat, de acolo începe. Care ar fi acel dosar de achiziții la care se lucrează în acest moment? Lucrările vor începe în primă fază pe șoseaua combinatului, pentru că acolo suntem puțin mai înaintat și acolo putem intra prima dată, șoseaua combinatului și șoseaua Hurezului. Dar vom intra, de exemplu, putem, după ce am finalizat achiziția, putem începe la centrul de comandă, la autobază, unde nu ne împiedică absolut nimic. Dar autobaza este în același proiect cu cele două proiecte. Asta, de asta v-am spus. Valoarea rambursabilă e de 98%, dacă nu mă înșel? Da, este de 98%, 2% vine, cade în sarcina primăriei. Și aș vrea să mai adaug la ceea ce ați spus dumneavoastră. Probabil ultimul proiect sau ultima lucrare va fi reabilitarea bulevardului Unirii și Tăbăcari, datorită faptului că este în corelare cu modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Făgăraș. Am explicat și guvernelor, celor două guverne, că noi suntem în pericol ca unul din aceste proiecte să nu le implementăm dacă ei nu se grăbesc să ne dea în administrare sau un patrimoniu pe o perioadă varianta ocolitoare a municipiului Făgăraș, ca noi să o scoatem la licitație, să o modernizăm. Nu ai cum să modernizezi bulevardul sau drumul național care traversează municipiul Făgăraș, să faci și bandă dedicată autobuzului până când nu avem ocolitoarea. Lucrările noi le vom face, ceea ce ține de spațiu verde, trotuar, piste de biciclete, dar rămâne să facem carosabilul cu baza dedicată autobuzului după ce facem varianta ocolitoare a municipiului Făgăraș, care ne este imperios necesară și sper că actualul guvern, și nu sper, sunt sigur că actualul guvern ne-o va transfera, ca noi anul acesta să începem procedura de licitație, actualizare documentație și licitație proiectare cu execuție. Mai ales că avem și o sumă considerabilă anul acesta pentru ocolitoare de 14 milioane de lei. Da, aș face o recapitulare a străzilor care sunt în care vor urma, care vor avea o perioadă de reabilitare, de rearanjare, să zic așa. E vorba de strada Mihai Viteazu. Acolo va fi reabilitare carosabilă, amenajare piste de biciclete, modernizare trotuare, amenajare spații verzi, reabilitare spații de parcare, amenajare zonă pietonală, modernizare spații de autobuz. Teren parc cetate. Terenul parc cetate, ce zonă? Promenada. 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 Va fi reabilitată, da. Reabilitare, amenajare piste de biciclete și acolo, modernizare trotuare, amenajare spații verzi, reabilitare spații de parcare, amenajare zonă pietonală, instalare stație de bike sharing.
Aceste stații de închiriere de biciclete, unde, cum vor funcționa ele? Știți, întrebarea mea este simplă. Dom'le, bicicletele astea cum vor funcționa? Cele 200 și ceva de biciclete care sunt. Da. Vor sta într-un loc unde vor fi păzite de cineva, le folosește cine vrea să urcă pe ele, să duce până într-un loc. Funcționează ca în Amsterdam. De exemplu, în Amsterdam lucrurile funcționează în felul următor. Da. Într-o anumită stație se află un număr de biciclete, cetățeanul se duce, ia bicicleta de acolo, se duce până unde are el treabă și lasă bicicleta acolo, care e preluată de alt cetățean și se duce. Și tot așa funcționează toată treaba. Așa se va întâmpla și aici. Avem 11 stații de închiriat biciclete, care ele vor fi puse pe aceste culoare. Se ia bicicleta, pe aceste culoare se creează și pistele de bicicletă în proiectele astea, pentru că noi mai avem alte proiecte pe celelalte străzi, să nu înțeleagă populația că doar străzile astea se reabilitează. Astea se reabilitează pe proiectele astea. Aceste 11 stații se amplasează pe cele trei culoare de care vă povesteam. Și luați bicicleta, de exemplu, din Piața Republicii, vreți să ajungeți la fabrica de pulberi, ați luat bicicleta, o lăsați acolo, acolo va fi o stație de închiria bicicletă, o lăsați acolo. De la fabrica de pulberi ia altcineva bicicleta și vrea să ajungă la Kaufland. Se duce la, o ia de acolo, se duce la Kaufland, o lasă acolo și pe urmă de acolo ori ia autobuzul dacă face cumpărături, pentru că va fi și autobuz electric, se urcă în autobuz și coboară pe traseu. Deci va fi un sistem de închiriere, că spre închiriere, da, închiriere. Că va costa ceva. Propun. Da, un sistem de închiriere. Da, e obligatoriu în proiect. Prin proiect și da. Asta e nevoie și de reparații. Da, da, sigur că da, de întreținere și obligatoriu ca noi să scoatem aceste cheltuieli. Care este siguranța împotriva furtului? Pentru că există și această posibilitate, nu trebuie să o lăsăm doar. Ele au GPS, oricum noi trebuie să fim foarte atenți și cetățenii să înțeleagă că aceste bicicletele, noi le luăm, sau unii cetățeni trebuie să înțeleagă că noi le luăm pentru toți cetățenii, nu doar pentru unii cetățeni să le folosească doar ei. Vor avea un sistem de siguranță. Vor avea sistem de siguranță și GPS, bineînțeles. De asemenea, am văzut în proiect și rog telespectatorii să se uită, să caute pe site-ul primăriei Făgăraș aceste fișe de prezentare a proiectelor respective. Sunt foarte clare, pentru mine au fost și sunt foarte, foarte clare, e totul foarte în regulă. Aș vrea să vă întreb acum, spuneți-mi, sunt cele trei proiecte, da? Se face acest culoar de care povesteam noi. În cadrul proiectului apare și un sistem de monitorizare în autobuze. Da. Cum va funcționa el? E un simplu sistem de o cameră de luat vederi care va face acolo, eu știu, se va lua? Sau, pentru că citeam în această fișă de prezentare și de faptul că va exista și un sistem de taxare, un sistem de eliberare a biletelor, ceva de genul acesta. Da, nu știu dacă... Da, trebuie să știți, așa cum ați dat exemple și alte țări care folosesc aceste sisteme, dumneavoastră puteți să plătiți, să vă încărcați un card sau chiar să vă încărcați un card, încărcați un card cu 10 lei. Dăm exemple acum. Transportul în comun pe o rută urcare-coborâre este de 2 lei. V-ați luat cardul și ați intrat în autobuz, ați pus cardul și ați circulat cu autobuzul. Nu o să revenim la controlor și la sistemul... Nu, avem sistem video și avem la centrul de comandă, acolo avem tot baza unde se vor urmări toate aceste lucruri. Cine va face serviciul de operare a acestei... Va fi în serviciul primăriei sau va fi un operator extern? Păi, am și făcut serviciu al primăriei până când vom intra pe aceste proiecte și vom avea toată infrastructura. Noi facem și un exercițiu în momentul de față, am cumpărat 3 autobuze și noi facem acest transport în comun. După ce vom avea toată infrastructura și toate dotările din aceste proiecte, același serviciu va opera în continuare transportul în comun în Făgăraș.
În regulă sunt trei proiecte care, iată, acum sunt publice, pot fi consultate de cetățenii Făgărașului și care, la un moment dat, vor avea o finalitate. Cel mai târziu în 2025. Da, cel mai târziu, dacă vor apărea probleme și întârzieri și contestații, dar noi sperăm ca, probabil, 2023-2024 să le finalizăm și să avem recepția finală a proiectelor, la terminarea lucrărilor. Mulțumesc pentru prezența noastră. Și eu vă mulțumesc și sper ca în continuare să putem explica mult mai multe proiecte, că mai avem proiecte de dezvoltare municipiului Făgăraș și specific încă o dată, nu acestea sunt singurele străzi și nu aceasta este singura infrastructură care se va face pe fonduri nerambursabile în municipiul Făgăraș. Mai sunt și alte proiecte. Astăzi am explicat cele trei proiecte, iar dacă trebuie, o să revenim cu explicații dacă telespectatorii ne vor întreba. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, să aveți parte numai de bine!